mulțumim lui Dumnezeu că în final s-a apucat și la noi să asfaltează strada. Astăzi bagă umplutura. Așa că, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că la noi, la Straia, este o zi frumoasă. Astăzi, vineri, se apucă să asfaltează și nouă strada. Ne bagă umplutură. Am pregătit butul aici. Uitați grederul. Au intrat în forță, frate. Gata, au început să bagă și nouă piatră. Uitați-l pe Rex. Băi, Rex, ce faci, nana? Ce faci, Rex? Pufi. Așa, jucați-vă amândoi. Hai. Hai aici. Revenim. Suntem aici la doamna Bria. Am revenit la doamna Bria în această dimineață. I-a făcut și ei o țără ordinea cei Maria și cu doamna Marița. Uitați aparatele pe care le-a descurcat. Le-a descărcat doamna Bria. Aici e Pufi. Doamna Bria, ce pățiși? Hai căldură. Unde te duci? Te duci și tu la baie să-ți faci baie, apă fiartă, pui pe tine. Doamna Bria, uitați-și pe doamna Bria, pac, 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 și ați acaz. Vezi că acolo e ocupat. Să întâlni baba Bria și cu soacra. Lasă că nu mai trage tu atenție, bătrâne și ea, ce-i cu ea? Lasă așa, ce-i cu ea? Ce vrei să fac de el? Are 18 ani, are 80 de ani. Tineră. Da. Tineră. Auzi, prietenii mei s-au supărat că nu te-am filmat de două zile. Ce s-a întâmplat cu tine? A crezut că ai plecat. Că m-am dus. Da. Că mai duc și mă duc. Le-am spus că nu ești acasă, ești cu minge. Ai fost prin sat, le-am spus că ai fost plecat pe problema pe la Boroja. În orașul ăla, la Boroja, știi, sus. Hai, galbeni și de acolo. Eu țară de galbeni cu ciurine. Galbeni de acolo? Da. De la Moșalbină. Acum și de acolo, doi de mici. Asta era Nu, mamă, vorbește pe românește, nu pe țigănește, că se supără prietenii noștri. Bună dimineața, bună ziua la toată lumea, la toți prietenii mei care mă urmăriți pe canalul meu de YouTube, Fanii de la Straia. Vreau să vă spun că aseară n-am mai pus niciun filmuleț, niciun canal de YouTube, pentru că am fost puțin cam obosit, nu prea m-am simțit nicio bine și îmi cer mii de scuze de la toți prietenii mei că n-am pus niciun canal de YouTube azi noapte. Dar revin astăzi și o să pun două, trei astăzi, să recuperez de ieri. Am fost plecat pe la Dunăre, am venit de acolo obosit, am adormit, am luat mult oxigen ieri de la Dunăre, de acolo, știți? Și acum sunt aici cu mama, cu mama mea, Bria. O vedeți pe mama, doamna Bria. Aici la căsuța ei, reședința ei. L-așteaptă să vină Sterică din Anglia, nepotul ei, Lămâia, Ionică și Mărcuța. A zis mama o vorbă mare, mai zici, iar plângi, că așteaptă să vină copiii și pleacă ea.
Unde pleci tu? Te duci și tu. La muncă. Tu vrei să te duci la Timișoara, la Banat, unde duceai din mână, găvăjdii acolo. La săpat. Dar ce făceai de mult în umbre cu cortul la găvăjdia? Făceam cazane, căldări. Cazane? Da, de țuică. Căldări, cazane de țuică. Băteam la ciocan cu balăsul de 3 kg. Băteam la 3 ciocane. Le-am făcut galbeni. Eu și cu Zica. Mamă, ce sunt ăia galbeni? Că multă lume nu știe ce sunt galbeni. Nu știe ce sunt galbeni. Da. Să vină să-mi aducă mință. Acum nu mai sunt galbeni de aia subțiri. Au apărut de aia, de-ai groși. Poli. Da. Să fie sănătoși toată lumea. Să-i stăpânească toată lumea, să aibă grijă. Auzi ce vorbește mama de frumos. Mamă, să spun o veste, dar nu cred. Am sunat-o pe Lucica, pe nepoata noastră, dar nu-mi răspunsă la telefon deloc. Cred că a plecat Lucica la București. Sau la Cruj, a plecat și ea după bărbatul ei, sau mai degrabă cred că a plecat la București cu copiii. Că n-am mai văzut-o pe Lucica de două săptămâni, de o lună. Pe la tine a mai venit Lucica? Cine mai a venit? Nu știu ce să zic. Ce-ai transmis tu pentru Lucica? Sănătate și la ea, și la copilașii, la nepoții, la toată familia cu transmisie. Ia o Lucica, mama, ce zici? La toți, să ne dea Dumnezeu sănătate. Lucica, dacă vezi grobul ăsta, canalul ăsta de grob, ia legătura cu bunica ta, Bria, care ceva pentru tine, un cadou frumos, să-ți dă un medalion din aur. Îl dai Lucica la ce l-am găsit eu acolo la tine în mobilă. Nu mai plânge când vorbești pe canalul de YouTube. Vorbește frumos. Mama, să știi, de la mine, ea din toate nepoatele ei, o iubește cel mai mult pe Lucica. Pe nu, pe Lucica, ce nu spui adevărat? Pe Lucica, pentru că Lucica e mai aproape de ea. Lucica mai venea pe la mama, îi mai făcea și ei baie, mai îi spălau, mai făceau peptena Lucica. Dar de ce nu recunoști? Vezi, și tu ești ca furisită pielea pe tine. De ce nu spui adevărul? Da, da, da. Și mama vrea să-i dă lui Lucica acum un medalion de aur care l-a avut ea ascuns. Da. Îl face lui Lucica cadou acum de Paște. Da. Trebuie Lucica să ne aduci un mel și un butoi de bere. Da? Îl dai lui Lucica, da, mamă? Da. Asta e doamna Bria. Și n-a era, că n-a hohavla. Da, bineînțeles, da. Uitați unde stă doamna Bria, aici la măsuța ei. Ai beut cafea? Am beut. S-a adus cafea sau nu? A adus o mariță. S-au apucat să facă drumul gata la noi. Așa că, doamnelor și domnilor, vă transmite fanii de la Straia multă sănătate și vă doresc sărbători fericite, Paște fericit la toată lumea, că mai puțin și vine Paștele. A venit primăvara, gata, acum umblăm la pantaloni scurți, la maieu și o să fie mult mai ușor vara decât iarna. Îi mulțumim lui Dumnezeu că nici iarna asta n-a fost așa grea, mama, ai trecut bine din iarnă. Mai cu lemne, mai cu oxigenul, ai trecut bine. Dumnezeu e mare. Vreau să faci tu, mama, asta o mâncare de dragavei. Cum făceai de mult cu untură și cu jumeri. Faci? Da. Hai că vin și copiii, nepoți, pe data de 16, 17 vin acasă. Când o să riga. Da. Când avem. Mai e două săptămâni. Mai să ne curcă. Da. E pe acolo de curcă. Nu, mai e două săptămâni. Să nu împaci. Păi Ionica să mai așez. O avem toți, vine și Ionica. Așa, doamnelor și domnilor, doamna Bria, ce le transmiți? Sănătate, să le dea Dumnezeu sănătate, ce gândesc și să reușesc, să le dea Dumnezeu bine. Asta le transmit și sănătate, să Dumnezeu să le ajută. Bun. Asta e mai bună din toate. Îți mulțumim, mamă, și îți mulțumesc eu, mamă, pentru toți prietenii mei care mă urmăresc pe canalul meu de YouTube. Îți mulțumesc, mamă, din suflet, pentru că vorbești vorbe frumoase.
toată lumea și la furnicul să le ia. Cam și ei suflet. Așa să fie, Doamne ajută, să fii cu minte, doamna Bria. Da. Astăzi sunt acasă de servici. Mă duc să iau niște acurei, niște urzici, mamă. Culegem urzici și facem astăzi o urzic așa, friptă, știi? Cu mămăriguță. Păi să fii sănătos, să-ți fie de bine. Facem. Aici suntem la reședința noastră. Aici sunt cu căței mei, cu Rex, cu Pufii. Și astăzi mă duc în vizită și la căluț. Mă duc să văd ce face și căluțul meu. Astăzi. Mamă, ce iasă floricică asta de frumos. Gata, am înflorit pomii. Vedeți? Am revenit acum la noi, aceia au început să asfaltează strada și la noi. Gata, a venit și la noi Dumnezeu pe pământ. Trafale cele armari, ce-o fie? Da, uite ce utilaje. Cu ăsta cum casează? Păi da, dar să... Da. Am văzut că rămânem așa neasfaltat și noi. Și așa atâta praf, atâtea pe geamuri. Înseamnă că nu te mai apuci să faci curățenie până nu asfaltează. Da, așa trebuie, n-ai văzut? Așa mai bine, să nu mai s-apucă nici Maria să facă nimic asta. În terasă acolo, ziceam, să băgăm furtunul. Până nu termină cu asfaltul și după aia să facem. Da. Că facem de două ori. Da. Atâta nisip, atâtea praf. Cum ia zici tu orașul nostru, să vadă lumea orașul străia. Lasă-mă pe mine, mă știe pe mine toată lumea, banii de la străia. Da. E frumos. Cine nu mă știe, tu nu mă știi. Astăzi vreau să faci draga vei. Draga vei? Da. Și dacă nu vreau, de ce? Ce mă comanzi? Draga vei, știi ce era? Nu. Am zis că da patinei. Ce înseamnă aia? Draga vei fript. Fript? Da. Păi nu mai vrei ciorbiță. Ar fi bună și ciorbițul, pui, faci două modene. Să crezi tu că stai acum în bucătărie, numai treaba ta. Și astăzi vreau să-mi faci ce zic eu, nu ce zici tu. Da, da, să crezi eu tu. Eu sunt cocoșul. Să crezi tu ce cocoș. Îmi faci, draga mea, pe prostie afară. Faci foc în spate, în grădină, adui clecuță, cleacă cu cleacă și faci foc. Păi de ce, cine ești? Acolo ce? Faci, draga mea, cop și ciorbiță. Și faci o trămă măriguță și cu un cap de pește afumat. Acolo, atunci să mănânci tu. Îmi fac eu, da? Dacă nu înțelegi ce bătaie îți dau astăzi. Da, da. Să crezi, nici gând. Nici gând? Da. Mănânc ce vreau eu și gata, dacă îți convine, dacă nu... Hai, revin, fraților. Am revenit cu cea mai scumpă fetiță din Franța. Care a fost în Franța, uitați, acolo a crescut Maria. A plecat la vârsta de o lună, nu a plecat? 3 luni. La o lună și a venit după 7 luni acasă, uitați. Tu ești Maria? Maria, Maria. Cea mai scumpă fetiță, fata lui Gogu, cu șoferul nostru. O vedeți? A mâncat acolo numai de la tomberani, numai de la tomberani a mâncat. Să cunoaște că am mâncat numai de la tomberani. Da? Ce ai mâncat acolo? Conserve? Pește? Tudorov, Goiura. Am venit până la Gogu, dar nu s-a trezit. Ăsta a învățat după programul din Franța, să trezește la 10. Gărută, nu ai mașină. Carlu, unde plecăm? Gărută. Păi, gărută. Cu forul de pe cafeaua, că n-ai curentul. N-ai ce sumene curentul? N-ai. Am epinat ca mine și nere, că a zis cadența la mine. Pe unde plecă Gogu? Să bea cafea în oraș, nu făcea la ibric. Da. Nu e ibric.
cea mai bună cafea la Ibric. Ia zi, Maria, ia zi, ce zici? Hai. Ce spui tu? N-ai boldi. Și de-aia n-ai voie să o pun pe canal. Da. N-ai boldi, te era ca la cănașul. E supărată, nu? A. Ce hal, te părisara la căcrie în bușurii, ce hal. Mănâncă? A. Ia pune jos. Hai. Nu-i lua și ei din ăla să meargă cu el. Dar poate să-l luăm mergătura. Ha? Să-l ai căruciorul. Mergătura are. Da. Sune-l mă, ce ți-l așa, moge ți-l așa. Familia, dai Franța, ai voie, ne-a pierdă un milte. Băi, frață, nu mai avem liniște cu ăștia acum, gata. Auzi ce se lucrează aici. Mă duc până la Dana să văd ce face, a făcut Dana casa. Ha? Hai să vedem ce a făcut Dana. Lucrează la greu acum. Am fost până la nepotul meu, Gogu, care a venit din Franța. Și acum mă duc până la nepoată mea, la Dana. Bebe! Ești aceea la datorie? Am venit să văd ce ai făcut. Să văd dacă îmi place. Dacă nu îmi place... Da. Bună dimineața! Hai să treci! Și spor la treabă. Mersi. Vreau să-mi dai imprimire tot ce ai făcut pe aici, execută. Intră cu încredere. Cu canalul de YouTube, sunt de la București. De la domnul Leo. Aici mă regăsesc la reședința lui domnul Nonu. Nonu care e în Germania. Lucrează pe șantier, la demolări. Da, uitați-l. E demolator șef. E demolator șef și doarme la hotel Paie Burecânii. Nu? Aici e căsuța lui. Uitați ce casă are nonul. Tip octavă. Dar el lucrează în Germania. Dar mi se pare că vine și la cu luna asta. Acum vine, da. Când vine? Pe 15. Da? Mai are o săptămână și ceva. Mai are o săptămână. Aia e nevasta lui nonul, Dana. Uitați aici ce are nonul, nepotul meu. Să nu creadă ea pe acolo că nonul e așa... Oricum că e un băiat deștept, șmecher. N-are cum să fie, mă. E șmecher ăla. Da. Uitați ce fotoliuri are domnul ăla de împărat, de rege. Masa lui de protocol. Ingera și tot ce are aici. Ia, ce ați făcut aici? Că m-a sunat, nu să vin să văd ce ați făcut. Am ajuns de casa. Păi, ce asta? Tot. Toată casa? Da. Serios? Mă, asta ești lucrăvit acum, bebe? Da. Eu n-am vorbit și cu el. Bă, nu cred. Păi ce avea asta? Avea defectul stricat. Nu, serios. Și camera aici. Păi nici nu se cunoaște, zici că e de mult făcută. Reparații, tot, pe ce să mai cunoaște ceva? A. Ia uite și camera aia. Și camera aici, tot. Bă, dragilor, bă, nu vine să cred. Cu spoturi, cu treburi. De aia lucrezi toate cele două săptămâni, aproape. Săptămâni când ai două. Păi da. Toate ai făcut-o. Da. Nu numai o cameră. Tot. Păi da, ăștia acolo au olul ce avea? Era defect. Defect. Căpături, ăla. A, mai prăznit, reparații. Bravo, să stăpâniți, să aveți noroc. E oprit, tot, și sus. Și sus, tot. Păi de acolo a mai rămas o bucată, vezi că găsi vina. Bebe, găsi defectul. O facem și pe aia. Acolo a rămas, uite, mucegaiul. Gata, vă dau în primire la Nono. Da. Păi la mine am două picioare de schelă. Ia zi, Dana. Cum te-ai gândit tu să faci casa? Vrei să iei noră, nu? Da. Gata, te pregătești de noră. Da. Vrei să-ți urc copilul? Da. Așa, dintr-o dată s-a venit. Da.
Bravo, să-ți dea Dumnezeu. Să-ți ajută Dumnezeu. Să fie într-un ceas bun. Uitați, fraților, casa lui Nonu, el în Germania, lucrează pe șantier. Vedeți? Să nu creadă că e non așa, fie și cum. E un băiat deștept, isteț, șmecher. Trimite bani acasă? Trimite bani? Da. Bravo. Trimite 10.000 de euro. 10.000? Da. S-a trimis el până acum? Da. Foarte bine, mă bucur. I-a auzit, băi? 10.000 a trimis nonul câte luni? În 2 luni. Bravo. Felicitări. Revenim, fraților. Toți care vedeți canalul ăsta de YouTube, nonul lui Dana, copilul lui Tatai, e la muncă în Germania, 2 luni de zile a trimis 10.000 de euro acasă, bancheș. Dar muncește pe șantier. Asta e locuința lui. Vedeți, am vestit colea numai în Jugrăveni, o grămadă de bani. Doamne ajută la toată lumea și revenim, fanii de la Străian. Suntem aici la doamna Bria. Am revenit la doamna Bria în această dimineață. I-a făcut și o țără ordinea cei Maria și cu doamna Marița. Uitați, aparatele pe care le-a descurcat, le-a descărcat doamna Bria. Aici e Pufi. Doamna Bria, ce pățiși? Ai căldură? Unde te duci? Te duci și tu la baie să-ți faci baie, apă fiartă, pui pe tine. Doamna Bria, uitați-și pe doamna Bria, pac, pac, pac și ați acad. Vezi că acolo e ocupat. Să întâlni baba Bria și cu soacra. Lasă că nu mai trage tu atenție, bătrâne și ea, ce-i cu ea? Lasă așa, ce-i cu ea? Ce vrei să fac de ei? Are 18 ani, are 80 de ani. Tinerea. Da. Tinerea. Auzi, prietenii mei s-au supărat că nu te-am filmat de 2 zile. Ce s-a întâmplat cu tine? A crezut că ai plecat. Că m-am dus. Da. Că mai duc și mă duc. Le-am spus că nu ești acasă, ești cu minge. Ai fost prin sat, le-am spus că ai fost plecat pe problema, pe la Boroja. În orașul ăla, la Boroja, știi, sus. Ai galben și de acolo. Eu țarele galben cu ciurile. Galben de acolo? Da. De la Bolșarbină. Acum și de acolo, 2 de mici. Asta era trecutea în Londra. Nu, mamă, vorbește pe românește, nu pe țigănește, că se supără prietenii noștri. Acolo. Bună dimineața, bună ziua la toată lumea, la toți prietenii mei care mă urmăriți pe canalul meu de YouTube, Fanii de la Straia. Vreau să vă spun că aseară n-am mai pus niciun filmuleț, niciun canal de YouTube, pentru că am fost puțin cam obosit, nu prea m-am simțit nicio bine și îmi cer mii de scuze de la toți prietenii mei că n-am pus niciun canal de YouTube azi noapte. Dar revin astăzi și o să pun 2-3 astăzi, să recuperez de ieri. Am fost plecat pe la Dunăre, am venit de acolo obosit, am adormit, am luat mult oxigen ieri de la Dunăre, de acolo, știți? Și acum sunt aici cu mama, cu mama mea, Bria. O vedeți pe mama, doamna Bria. Aici la căsuța ei, reședința ei. L-așteaptă să vină Sterică din Anglia, nepotul ei, Lămâia, Ionică și Mărcuță. A zis mama o vorbă mare, mai zici, iar plângi, că așteaptă să vină copiii și pleacă ea. Unde pleci tu? Te duci și tu? La muncă? Tu vrei să te duci la Timișoara, la Banat, unde duceai din mâna, Găvăjie acolo? L-ați săpat. Dar ce făceai de mult în umbre cu cortul la Găvăștia? Făceam cazane, căldări. Cazane? Da, de țuică. Căldări, cazane de țuică. Băteam la ciocan cu balăsul de 3 kg. Băteam la 3 ciocane. Le-am făcut galbeni. Eu și cu zica. Mamă, ce sunt aia galbeni? Că multă lume nu știe ce sunt galbeni. Nu știe ce sunt galbeni. Da. Să vină să-mi aducă mență. Acum nu mai sunt galbenii aia subțiri.
Au apărut de aia, groși. Poli. Da. Să fie sănătoși toată lumea. Să-i stăpânească toată lumea, să aibă grijă. Auzi ce vorbește mama de frumos. Mamă, să spun o veste, dar nu cred. Am sunat-o pe Lucica, pe nepoata noastră, dar nu-mi răspunsă la telefon deloc. Cred că a plecat Lucica la București. Sau la Cruj, a plecat și ea după bărbatul ei. Sau mai degrabă cred că a plecat la București cu copiii. Că n-am mai văzut-o pe Lucica de două săptămâni, de o lună. Pe la tine a mai venit Lucica? Ce mai venit? Nu știu ce să zic. Ce-ai transmis tu pentru Lucica? Sănătate și la ea, și la copilașii, la nepoții, la toată familia cu transmisie lui Stratie. Ia-o Lucica, mama, ce zici? La toți, să ne dea Dumnezeu sănătate. Lucica, dacă vezi globul ăsta, canalul ăsta de glob, ia legătura cu bunica ta, Bria, care ceva pentru tine, un cadou frumos, să-ți dă un medalion din aur. Îl dai Lucica la ce l-am găsit eu acolo la tine, în mobilă. Nu mai plângi când vorbești pe canalul de YouTube. Vorbești frumos. Mama, să știi de la mine, ea din toate nepoatele ei, o iubește cel mai mult pe Lucica. Pe Lucica, ce spui adevărat? Pe Lucica, pentru că Lucica e mai aproape de ea. Lucica mai venea pe la mama, îi mai făcea și ei baie, mai îi spălau, mai făceau peptena Lucica. Dar de ce nu recunoști? Vezi, și tu ești ca furisită pielea pe tine. De ce nu spui adevărul? Da. Și mama vrea să-i dă lui Lucica acum un medalion de aur care l-a avut ea ascuns. Da. Îl face lui Lucica cadou acum de Paște. Da. Trebuie Lucica să ne aduci un miel și un butoi de bere. Da? Îl dai lui Lucica, da, mamă? Da. Asta e doamna Bria. Și n-a hohav la. Da, bineînțeles, da. Uitați unde este doamna Bria, aici la măsuța ei. Ai băut cafea? Am băut. S-a adus cafea sau nu? A adus Marița. S-au apucat să facă drumul gata la noi. Așa că, doamnelor și domnilor, vă transmit fanii de la Straia multă sănătate și vă doresc sărbători fericite, Paște fericit la toată lumea, că mai e puțin și vine Paștele. A venit primăvara, gata, acum umbrăm la pantalon scurt, la maieu și o să fie mult mai ușor vara decât iarna. Îi mulțumim lui Dumnezeu că nici iarna asta n-a fost așa grea, mama, ai trecut bine din iarnă. Mai cu lemne, mai cu oxigenul, ai trecut bine. Dumnezeu e mare. Vreau să faci tu, mama, azi, o mâncare de dragavei. Cum făceai de mult cu untură și cu jumeri. Faci? Da. Hai că vin și copiii, nepoți, pe data de 16, 17 vin acasă. Când o să riga. Da. Când avem. Mai e două săptămâni. Mai să ne curcă. Da. E pe acasă ne curcă. Nu, mai e două săptămâni. Să-i nu împaci. Păi Ionica să mai așelă. O avem toți. Vine și Ionica. Așa, doamnelor și domnilor, doamna Bria, ce le transmiți? Sănătate, să le dea Dumnezeu sănătate, să gândesc și să reușesc, să le dea Dumnezeu bine. Asta le transmiți și sănătate, să Dumnezeu să ne ajută. Bun. Asta e mai bună din toate. Îți mulțumim, mamă, și îți mulțumesc eu, mamă, pentru toți prietenii mei care mă urmăresc pe canalul meu de YouTube. Îți mulțumesc, mamă, din suflet, pentru că vorbești vorbe frumoase. La toată lumea și la furnicuțele ea, cam și ei suflet. Așa să fie, Doamne ajută, să fii cu minte, doamna Bria. Da. Astăzi sunt acasă de servici. Mă duc să iau niște acure, niște urzici, mamă. Fii sănătos. Culegem urzici și facem astăzi o țără urzic așa, friptă, știi? Cu mămăliguță. Să fii sănătos, să fie de bine. Facem. Aici suntem la reședința noastră, aici sunt cu căței mei, cu Rex, cu Puffy și astăzi mă duc în vizită și la căluț.
Mă duc să văd ce face și căluțul meu astăzi. Mamă, ce iasă floricica asta de frumos. Gata, au înflorit pomii. Vedeți?